Salutare, prieteni, și bine ați venit la un nou episod al știrilor săptămânale eBlog Auto, unde puteți câștiga prin tragere la sorți carburant în valoare de 100 de lei, pentru simplu motiv că sunteți abonați și lăsați un comentariu la acest clip. Printre subiectele de săptămâna aceasta se numără fabrica auto ce a fost oprită din cauza unei invazii de leoparzi prin o fabrică prin India, lansări de modele noi Honda și Maserati, iar Renault cedează presiunii publice și oprește producția în Rusia. Toate acestea, precum și altele, în cele ce urmează. Și pentru că mă simt generos astăzi, o să vă spun de la început cine a câștigat tombola de săptămâna trecută. Câștigătorul este o câștigătoare, Roxana Moldovan. Roxana, felicitări, nu uita să ne dai un mail pe contact@eblogauto.ro. Avem public feminin din ce mai mult, cred că din cauza ta. Bravo! Datorită ție, de fapt, trebuia să zic, nu? Matei, imaginează-ți următorul scenariu, da? Mergi liniștit la serviciu, la fabrica Dacia de la Miovei, da? E dimineață. Cu ce mașină merg? Ascultă, e dimineață, te urci pe al tău Yamaha MT-07 cu evacuare a Krapovic și Quick Shifter. Și lucrezi la Dacia. Ajungi la muncă în 10 minute maxim, ești bine, da? În 10 minute din București, gen, da? Am de bechiller sau nu? N-ai de bechiller. Ok. Te schimbi în salopeta de serviciu și te pregătești de ziua lungă ce se așterne în fața ta. Bun, ești acolo cu gândurile tale. În timp ce tu stai cu tubulara în mână și prinzi uși pe caroseria noului Logan. Și mă gândesc ce să mai fac la MT-07. Exact. În fața ta apare de nicăieri un leopard. Ce faci? Mă urc pe MT-07 și fug. Ei bine. Imaginează-ți că ce ți-am povestit eu acum s-a întâmplat în India. Un băiat, cam de vârsta ta, să zicem că îl chema Rajesh, da? A mers la muncă la fabrica Mercedes din Chakan, în India, unde se asamblează printre altele și S-clasuri. Ok, probabil el a venit pe KTM Duke, pentru că... Exact. E, s-a trezit băiatul cu leopardul în fabrică. Și fabrica a fost oprită preț de 4 ore până când protecția animalelor a venit, cei care erau instruiți au venit cu arme cu tranquilizant și au adormit animalul pentru a-l transporta în siguranță, inițial să fie pus sub observație și apoi să fie eliberat din captivitate. Masculul leopard avea doar 3 anișori. Subțire. Dar a ajuns în fabrică deoarece habitatul său natural dispare încet încet, cum se întâmplă acum. India este puternic industrializată, se extinde toate fabricile se extind și cumva trebuie să tai niște copaci ca să faci fabrici și iată, de aceea a apărut leopardul. Și băiatul ăsta n-a pățit nimic, adică n-a fost... Nu, n-a pățit nimic, n-a fost sfâșiat, dacă asta mă întrebi. Poate leopardul voia să vadă S-clasul nou. Oricum, nu este prima dată când industria auto deranjează animalele. În 2020, tovarășul tău cel mai bun, Elon Musk, a avut ceva probleme în Germania. Știai asta? Nu. Pentru a construi fabrica, da? Știi, noua fabrică din Germania, au fost nevoiți să defrișeze niște copaci. Copacii aceia găzduiau o anumită specie de șerpi care erau în hibernare. Și pentru a nu deranja hibernarea reptilelor, ministrul mediului, autoritatea mediului din Germania, i-a interzis lui Musk să-și construiască fabrica. Ok. Bine, s-a rezolvat pentru că acum știm că fabrica funcționează la capacitate maximă. Adică a fost așa, bă, nu mai construiești tu acum chiar, că dormi șerpi ăștia pe aici, șarpe miu. Și n-a mai... Și deci a durat puțin până a primit acordurile. Deci după criza de semiconductori, criza datorată conflictului din Ucraina, să mai așteptăm acum luni întregi după S-clasuri că avem invazie de leoparzi sau să așteptăm după Dacii că avem invazii de zimbri la Mioveni, mi se pare cam extrem. Două lansări importante au avut loc săptămâna aceasta. Maserati Grecale și noua generație Honda Civic. Să începem cu italienii. Maserati Grecale va avea 4 motorizări. 2.0 benzină turbo mild hybrid în două variante de putere, 300 și 330 de cai putere, un 3.0 turbo V6 de 530 de cai putere, asta mai sună Maserati. M-a suna aproape Giulia Quadrifoglio, așa. Da, și peste un an va exista și Maserati Grecale Folgore, de fapt, o variantă 100% electrică. Până să apucăm să conducem sau măcar să vedem acest model în realitate, putem să discutăm despre design măcar. Din spate, mașina utilizează stopurile Boomerang, inspirate de la modelul 3200 GT, dar din față, nu sunt singurul unul, care îi se pare... Da, întrebarea e, Macan sau Puma? Acum depinde cât de mult vrei să insulți Maserati, știi? Mai, oricum mașina arată bine. Mie chiar îmi place foarte mult și mi se pare că tridentul acolo, în mijlocul grilei,
se potrivește foarte tare și parcă face tridentul acela să pară, orice mașină o face să pară mai interesantă. Da, dacă n-ar fi SUV, mi-ar plăcea. Măi, chiar și SUV, deși nici eu nu sunt mare fan SUV-uri și știi asta, mi se pare că acest Grecale chiar arată interesant. Nu, de arătat arată, că așa și multe SUV-uri arată, dar nu știu, parcă când le conduci nu e... Se simte că SUV-uri și că parcă n-au nicio utilitate, mai ales în oraș. De acord cu tine, de acord cu tine, dar eu chiar cred că italienii o să facă ceva interesant cu suspensia lui Grecale. Hai să vedem. Honda a lansat varianta europeană a noului Civic și, surpriză, modelul este disponibil doar cu sistem de propulsie hibrid. Ești dezamăgit? Oricum sunt puțin dezamăgit de nou Civic, deci nu... De design, nu? Da. Hibridul e ajungem și acolo. Hibridul e clasic cu autoîncărcare, se pare că mai târziu va apărea și un plug-in hybrid. Deocamdată, clienții pot opta pentru un hibrid ce utilizează un motor de 2 litri, benzină, 4 cilindri, ce funcționează în ciclu Atkinson, unitate ajutată de două motoare electrice, pentru a produce un total de 184 cai putere și 315 Nm cuplu, destul de potent pe cuplu. Mașina va pune puterea la puntea față prin intermediul unei cutii CVT. Din păcate, da... Am luat puțin așa. Și fiind un produs Honda, eficiența este la cote maxime. Unitatea de control a sistemului de propulsie este acum mai eficientă, iar bateria este una litiu-ion cu 72 de celule, dacă te interesează, oferind acestui model un nivel excelent de eficiență termică. Așa se laudă japonezii. Și acum hai să vorbim de design. Este mult mai plictisitor. O dăm în Golf, așa, din astea. Nu o să-i insult atât de mult Honda încât să zic o dăm în Golf, dar într-adevăr, față de generația precedentă, Type-R-ul pe care l-am condus noi și așa, și nu doar Type-R-ul, mașina normală cu 1.5-180 de cai, care arăta foarte tare, deși am părțit mult părerile, adică ori îți plăcea Civic-ul, ori nu-ți plăcea. Noi am fost evident în tabăra... Dar chiar dacă nu era Type-R și auzeam oamenii că zicând că este un design destul de exagerat. Exact. Exact. Și acum au cumințit-o, vorba ta. Eu n-aș spune Golf, eu aș spune Jetta. Volkswagen Jetta? Da, bine, adică eu te-am în partea da, 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 Volkswagen. Da, 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 da. Adică cam acolo mi se pare că s-a dus acum. Foarte conservator, așa, cu designul, foarte... Mai nu știu, poate că va arăta bine varianta Type-R. A, mai bine sigur zic o să arate, dar să vedem cât de mai bine. Da. Și Type-R-ul cu siguranță o să aibă 2.0 manual. E ultima generație, 2.0 turbo manual, tracțiune față. Asta chiar trebuie să o luăm, că de când zicem? Da, de când zicem? După multă presiune din partea publicului larg, Renault a oprit producția în Rusia. Renault este cel mai mare producător auto străin din Rusia, având aproximativ 40-45 de mii de angajați. Deci e de înțeles de ce francezii au fost reticenți inițial. Deci nu e Lada sau d-astea. Nu, bine, tot ce înseamnă Renault acolo. Da. Rusia reprezintă aproximativ 10% din veniturile Renault. Și să nu uităm că producătorul auto este deținut în proporție de 15% de guvernul francez. Ministrul ucrainean de externe a cerut pe Twitter boicotarea grupului Renault înainte ca francezii să oprească producția în Rusia. Dar sincer, acum nu știu cât se baza Putin pe banii de la Renault pentru a susține acest război. Se pare că mai mult pedepsim oamenii degeaba așa. Dar acum, na, zarurile au fost aruncate. Renault a închis toate fabricile din Rusia și da, nu doar ce are rombul pe el, și Lada și orice mai aveau acolo, au închis tot. Dar și pe social media am văzut că sunt niște probleme din astea, că nu știu, au tăiat Instagram sau ceva, sau e o chestie de genul în care mulți influenceri din au rămas fără job din cauza asta, că nu mai au... Așa mi se pare că da, eu poate da. Greșesc. Nu, așa este. A, te refer la... Credeam că vorbești tot de Renault. Te refer la rețelele de socializare. Da, într-adevăr, au fost oprite acolo și mulți, da, oameni care se ocupau cu influențarea ala. Da. Nu mai au ce să mai influențărească. Gen noi, așa. Alții. Încheiem știrile acestei săptămâni cu două subiecte de mare interes pentru fanii Ferrari și BMW. De această dată nu mai începem cu italienii, să începem cu germanii. Se pare că a ajuns pe internet o poză neoficială cu BMW X7 facelift, model ce urmează a fi lansat abia la începutul anului 2023. Modelul prefațează cumva designul la care ne așteptăm cu toții, unul care nu e foarte... După ce că lumea de-abia s-a obișnuit cu grilele mari, exact. Acum... Acum farurile devin din ce în ce mai subțiri. Ca să accentueze grila. Exact. Bine, mie mi-a plăcut X7 când l-am condus, mai ales că era 3.0 turbo diesel. Mai ales că ai rămas fără permis. Ce?
Bun, rămânem la SUV-uri acum și discutăm despre Ferrari Puro Sangue, model ce își va face simțită prezența pe piața auto la sfârșitul acestui an. Deci nu mai e mult ce poți ție un Puro Sangue. Nu, că întâi îmi iau Typer, am zis. A, da, scuze. Oricum, nu va fi ușor de ignorat, având în vedere că este primul SUV Ferrari. Și sistemul de propulsie va fi unul hibrid, așa se zvonește, și va dezvolta între 800 și 1000 de cai putere. Asta e bine. Dacă e V6 turbo hibrid sau V8 turbo hibrid, nu avem de unde să știm încă. Cert este că săptămâna aceasta constructorul italian a lansat câteva poze, teaser așa, cam cum va arăta despre ce prefațau lansarea armăsarului pur sânge. Dar pozele astea din punctul meu de vedere au venit cam târziu, având în vedere că de vreo 2-3 luni, cam așa, au apărut deja fotografii direct de pe linia de producție cu mașina adevărată. Da, și oricum asta se întâmplă și nu numai la mașini, la telefoane, la absolut tot ce se știe de dinainte, adică blicurile astea sunt useless de fiecare dată. Da, așa este, așa este. Oricum, cred că săracul angajat care a făcut poză la Puro Sangue și după aia a vândut poza la publicații auto, cred că acum trebuie să muncească în fabrica de la Maranello fără să primească salariul 30 de ani sau ceva de genul ăsta. Oricum, e, da, groasă treaba. Puro Sangue marchează un moment important din viața producătorului italian, iar veștile sunt cu atât mai bune cu cât Ferrari a câștigat prima etapă a campionatului de Formula 1 din 2022, Charles Leclerc și Carlos Sainz ocupând locurile 1 și 2. Mă bucur tare. Voi nu vedeți, dar are un tricou roșu, deci e clar că îi place Ferrari. Da, și chiar meritau, a fost super tare cursa. Vă rog, spuneți-mi în comentarii dacă ați văzut cursa și dacă vă bucurați pentru faptul că Ferrari și-a revenit. Eu mă bucur, cred că toată lumea se bucură, dar cu siguranță toată lumea se bucură pentru Kevin Magnussen și Haas, locul 5, super tare. Habar n-ai ce am zis. Da, asta nu, ultima parte nu prea am înțeles-o. E bine, acestea au fost noutățile săptămânii. Nu uitați să vă abonați și să lăsați un comentariu pentru a intra automat în tombola săptămânală. V-am spus deja cine este câștigătorul, câștigătoarea de săptămâna trecută, Roxana Moldovan. Din nou, Roxana, nu uita să ne dai un mail pe contact@eblogauto.ro. Și dacă și voi vreți să intrați în tombola de săptămâna aceasta pentru carburant în valoare de 100 de lei, ce să le zicem să facă? Ce modificare ar trebui să mai aduc la MT-07? Da, deci Matei n-are un MT-07 încă, dar când o să aibă, ce modificări trebuie să facă la această motocicletă? Și ce echipament trebuie să-și ia de fapt? Că asta ar trebui să fie prima problemă, Matei. Pe care l-am luat deja, nu. Hai să ne rezumăm la motocicletă, chiar vreau să știu. Așa, bun, gata. Dacă vă plac motocicletele, ce ar trebui să modifice la MT-07? Dacă nu vă plac... Nu câștigați benzină. Nu, deci ori... nu faceți regulile. Orice comentați, intrați în tombolă. Bun, asta a fost tot. Rămâneți pe eBlog Auto. La revedere!